copil în vârstă de 7 ani a fost găsit mort în mașina de spălat din garaj. Părinții au alertat autoritățile la o oră după dispariția băiatului. Polițiștii nu-și explică ce s-a întâmplat. Conform Observator News, băiatul fusese declarat dispărut de către părinți cu doar câteva ore înainte de a fi descoperit în mașina de spălat amplasată în garajul familiei. Părinții l-au căutat disperat timp de o oră în dimineața zilei de 28 iulie, dar după ce au văzut că nu reușesc să-l găsească, au alertat autoritățile, notează fox4news.com. Polițiștii au fost șocați să găsească băiatul în mașina de spălat și spun că nu își explică ce s-a întâmplat. Nu știm ce s-a întâmplat, dar intenționăm să aflăm, a declarat un reprezentant al poliției. Cercetările au relevat faptul că niciuna dintre intrările în casă nu prezintă urme de forțare, ceea ce înseamnă că este exclus ca o persoană străină să fie avut de-a face cu incidentul. Băiatul fusese adoptat în 2019, în momentul în care a realizat că a dispărut, mama se pregătea să plece la muncă, iar tatăl era acasă. Pentru a desluși misterul, anchetatorii au separat pe cei doi soți pentru a le lua declarații individual. Părinții au fost separați și reținuți o procedură standard și vor fi duși la biroul din centrul orașului pentru interviu, au declarat polițiștii. Până acum nimeni nu a fost arestat, relatează observatornews.ro. Conform libertatea.ro, trupul lui Troi a fost găsit joi dimineața în interiorul unei mașini de spălat în garajul familiei sale din Spring, Texas, după ce părinții săi adoptivi au sunat la 911 pentru a anunța dispariția. Nu este clar dacă era apă în mașină sau dacă atunci când a fost găsit Troi, capacul era închis. Locotenentul din biroul șerifului din comitatul Harris a clarificat că Troi a fost găsit complet îmbrăcat în mașina de spălat și nu era clar dacă a urcat sau a fost băgat în ea.